Bună ziua! Mulțumesc, Andreea Răsuceanu, și pentru invitație și pentru felul în care ai reușit să alcătuiești volumul. Am emoții și eu să-l citesc, pentru că știu că acolo sunt texte importante. Am vorbit deja cu câțiva prieteni, mi se pare interesantă și selecția. Eu am dat un fragment de roman, este chiar începutul unui roman pe care îl numesc încă în lucrurile și este terminat. În momentul în care Andreea ne-a invitat să trimitem o proză scurtă sau un fragment de roman care să funcționeze independent, ca o poveste, eu recitam de zor pentru a patra oară romanul, că știu eu rescriu foarte mult și nu dau ușor manuscrisele. Ce să fac? Povestiri nu aveam. La roman lucram între ghilimele, adică reciteam și nu am putut să aleg nimic până n-am ajuns iarăși la capăt. Asta însemna vreo două luni. Când am ajuns la capăt, a fost așa, ca în bancuri, mi-am dat seama că trebuie să dau chiar începutul, care era, deci, de acum două luni în sat. Și asta e acolo. Sunt primele două capitole din roman. O să zic pe curând, că sper să reușesc să-l public, poate anul viitor, dacă mă îndur să mă despart de el, că asta e cel mai greu, de fapt. Mulțumesc tare mult! Corina Sabău.